Bună ziua! Voi pregăti macro marinat prin fierbere. Voi avea nevoie de 1,5 kg și jumătate de macrou. Macroul l-am spălat și l-am curățat foarte bine în interior. Voi mai avea nevoie de 2 cepe, 400 de ml de apă, 100 de ml de oțet, 100 de ml de ulei, 6 foi de dafin, 2 lingurițe de piper boabe, 2 lingurițe de boabe de muștar și 2 lingurițe de sare grunjoasă. Voi tăia peștele, îi voi tăia capul și coada. Înăuntru l-am spălat foarte bine cu apă caldă. Îi voi tăia și aceste aripi. Îi voi tăia și coada. Și apoi îl voi tăia rondele. În felul acesta. Voi tăia ceapa. O voi tăia spre jumătate. Apoi voi pregăti marinata pentru pește. Într-o cratiță am pus peștele tăiat rondele. Voi pune apa. Voi pune oțetul, uleiul, foile de dafin. Două lingurițe de sare pentru murături. Două lingurițe de piper boabe. Două lingurițe de muștar. Două lingurițe de piper boabe. Și două lingurițe de boabe de muștar, pardon. Acum voi pune și ceapa tăiată rondele. Am pus marinata împreună cu peștele pe ochiul de la aragaz. Voi fierbe totul 25 de minute la foc mediu. Apa împreună cu sarea și oțetul se pune după gust. Apa trebuie să fie în cratiță cât să acopere peștele.
Marinata este gata, am oprit ochiul de la aragaz, am fiert totul 25 de minute, în primele 15 minute ochiul de la aragaz la foc mediu, iar în ultimele minute am dat totul la foc mic, cu un capac deasupra. În această marinată nu se amestecă, se lasă să se fiarbă în voie, fără să amestecați cu lingura, pentru a nu se sfărma peștele. Se mai spumește din când în când cu o lingură și se lasă așa. Se oprește aragazul și se lasă 5 minute să se răcorească. Voi pune totul într-un borcan. Acest borcan are 1,7 kg. Se poate pune și în borcane mai mici sau medii. Voi lua cu o lingură încet și voi pune marinata împreună cu peștele. Voi proceda în felul acesta până voi pune tot peștele împreună cu marinata în borcan. Macroul marinat prin fierbere a ajuns la final. Este o rețetă rapidă și gustoasă. Se poate servi imediat, însă va trebui să mai stea 6-7 zile pentru a se muia puțin oasele. După 6-7 zile este foarte gustos și se poate servi. Dacă pregătiți o cantitate mai mare, se poate depozita în locuri răcoroase, într-o debara sau cămară. Dacă pregătiți o cantitate mai mică, puteți să le puneți în frigider. Dacă doriți ca acest macrou marinat să-l țineți peste iarnă, se poate pune borcanele în oală, la baie-marie, cu apă, un prosop pe fundul cratiței și lăsați să fiarbă totul 25 de minute la foc mediu. La revedere!